Domnul Nicolinu, vreau un pic mai tare, dacă se poate, din sintetizator. Între anii 1960-1964. Împreună cu tatăl meu, preotul Boris Răzbunanu, și cu fratele meu, care era student la biblică. Motivele care apărătorii patriei noastre care fost adicuterea inițială a văzuterea tatălui meu, care era adică preot apostol, care considera că misiunea de preot trebuie dusă cu orice preț și în orice condiții, și mai ales în condițiile în care se lupta împotriva credinței de către bolșevismul ateu. Acest lucru a făcut să continue catehizarea copiilor biserică, împotriva devierilor care se făceau la ședințe, unde preoții erau obligați să laude cererile revoluționare și să spună că pacea vine de la răsărit. Tata s-a ridicat și a spus că pacea vine numai de la Hristos și este singura soluție de pace a lumii întregi. Motiv pentru care s-a luat cuvântul a fost înconjurat de informatori și în final și în final arestat. Iar la arestare și la percheziție s-au găsit i s-a luat tot ce te-a scris tata, pentru că a scris foarte mult, făcuse și filozofia și avea lucrări scrise în domeniul și a filozofiei și a religiei. S-au găsit și caiete de arătele, în care îmi notam diverse păreri în ceea ce privește politica actuală, deznaționalizarea și ideile anticomuniste. De acest motiv, pentru că nu exista totuși o lege care să te condamne pentru caiete de natură intimă, trebuia să existe un articol de condamnare și articolul l-au găsit, pentru că au considerat că între un tată atât de pornit împotriva ateismului comunist și o fiică care își exprimă în scris, chiar dacă pentru că este personal, părerile, au existat discuții. Și era atunci la modă, adică apăruse celebrul articol 209.2 literal, în care intrau discuțiile dușmănoase, așa se numeau. De fapt, considerau delict de unerghire. Erau niște lucruri foarte pompoase. Și aceste discuții dușmanoase intra oricine și orice. Începând de la cineva care spunea că nu ajunge pensia, am stat în închisoare cu o doamnă care era condamnată pentru că se plânsese că nu ajunge pensia și că pensia e folosită de către organele de partid, 3 ani. Sau cineva care spunea că produsele românești sunt inferioare celor străine, subminarea economiei naționale, 4 ani, și altele și altele. Era suficient. Deci noi am fost condamnați pentru că eu am discutat cu tata problemele politice ale țării. Fratele meu, care era student și care nu avea absolut niciun fel de legătură cu aceste probleme, totuși i-au găsit și lui că ar fi intenționat să treacă fraudulos cu frontiera. Nu exista nicio dovadă, dar intenția au dedus-o ei și l-au condamnat și pe el. Așa că acesta a fost procesul nostru și alături de noi în perioada respectivă, spre deosebire de adevărații mari oameni politici și mari elite, care au fost distruse, trebuia acum băgată totuși pentru ca să securitatea să justifice activitatea și să terorizeze populația pe care trebuia să o modeleze. După tipicul comunist, trebuia inventat, dacă știți cum spunea Walter, dacă nu ar exista Dumnezeu, ar trebui inventat. Deci, trebuiau inventați dușmanii. Și acei dușmani erau noi. Și a început perioada noastră de existență penitentă. Dar asta este ca și ca o prezentare. Ceea ce vreau să vă spun, de fapt, era o chestie mult mai decepționantă și pentru dumneavoastră, nu mă pentru mine. Să fac o mică introducere, faptul că pentru mine a fost o revelație ieri, când am văzut filmul făcut despre George Manu. Spre rușinea mea, deși au trecut 30 de ani, nu mi-am dat seama de extraordinara personalitate, de genialitatea acestui om și de caracterul extraordinar pe care l-am avut. Și nu mă miră faptul că nici alții nu cunosc și că este ținut sub obroc. Și el și atâția alții care ar putea servi de modele generațiilor actuale. Așa cum spunea domnul Lupu, Lupu și-a schimbat mai plânul. Și atât. Pentru că dacă în trecut eram cu gratii și ni se închideau gândurile sub tortură, astăzi beneficiem de drepturile omului, nu mai suntem puși după gratii, însă suntem puși și mai rău sub lespedea ignorării, sub lespedea uitării, sub lespedea anulării. Și atunci valorile noastre ajung sau la recamite, sau la plecare, sau la indiferență. Este o politică mult mai destructivă decât cea care te punea după gratii. Pentru că după gratii ajungeai să gândești, ajungeai să aprofundezi, ajungeai să crezi, să-ți păstrezi credința. Și Domnul și George Manu nu au făcut tot ce a făcut, așa cum am observat că apărea un istoric pe ecranul tânăr, un tânăr istoric care spunea că această credință pe care a avut-o el a fost o chestiune mai mult formală. Nu e adevărat, e pentru această credință național-creștină a trăit și murit. El s-a întors în străinătate pentru că își iubea neamul și a murit pentru că își ura acest comunism pe care acum a spus la judecată. Zice, eu am vrut să distrug comunismul, îmi pare rău că n-am reușit. Asta a fost ultimul cuvânt. Și un alt cuvânt care mi-a rămas și care ar trebui toți să l avem în minte, este faptul că acei care studiază creația lui Dumnezeu, de fapt se roagă. Și asta a făcut el și asta fac mari oameni de știință. Deci, îmi pare rău că ceea ce vreau să vă relatez nu va fi o mărturie a trecutului, ci o oglindă a prezentului. Și atunci pot să vă... unde anumitor actorilor erau destinate aceleași roluri caracteristice, de prim personaj pozitiv sau negativ și altele. Exact în aceeași manieră și nouă, poștelor de ținuți politici ni s-a repartizat, facilitat pisat, rolul de a ne raporta strict la experiența carcerală. Uneori, chiar și aceasta a fost pusă sub semnul îndoirii în prezentările aberante la TVR ale marilor cărăi a închisorilor comuniste, ca Goițul de la Gherma, Crăciun de la Lund sau Evoiu de la Oranj. Aceștia, ca mulți alții asemenea lor, prezentau absolut inimaginabili condițiile de exterminare din pușcării, zugrăvindu-le ca niște adevărate pensiuni de încriere. Alții vreau să acrediteze ideea că toată memorialistica forțelor de virus politic e doar o ficțiune. Ce e cel mai greu pentru psihologia maselor largi? Chiar și la mine la spital, după citirea cărții mele referiție la moarte, a fost întrebată: "Domnul doctore, chiar adevărat ce a scris?" În decursul celor 30 de ani spuși, noi, deținuții politici, am dispărut fizic, așa cum se așteptau, fără ca vocile noastre să spună, cum ar fi fost Iurescu, la fel ca cei din 1989. Noi nu pentru asta am murit. Singurul care în ultimii 3 ani, în fiecare decembrie, desfășura un spectacol, Tudor Gheorghe, are capitolul emblematic de întrebarea tragică. Degeaba, urmată în anul următor în mod hotărât. Degeaba. Pentru că acest an se conchidă tot mai trist. Tot degeaba. Și într-adevăr, după 30 de ani, nu avem și nici nu se prevede nici măcar un muzeu al comunismului. Pentru că s-a constatat de către conducere că luptătorii anticomuniști au fost într-o mare măsură de democrați și incorecți din punct de vedere politic. Așa încât, pentru a nu supăra pe nimeni, preferam să trecem peste această problemă. Același lucru și cu condamnarea comunismului, pe care o considerăm rezolvată în urma acelei parodii făcute de unul din președinți, un teatru fără substanță și mai ales în urmări. În ceea ce mă privește, m-am hotărât ca fața dumneavoastră să ies din rolul de exponat de muzeu venit dintr-o epocă glaciară și să mă întreb care este problema lui acum și aici. Iar ceea ce mi se văzișează este faptul că îndeplinim cu minusiozitate și perseverență programul lui Iurescu, adică visul lui transformat în realitate. Și asta pentru că genul carpatin tendea să fie mai unul nu numai a unui om nou, ci și a unei României noi. Iar prin urmașii săi, pare să lucrească. Ceea ce ne profită acelei perioade este nu numai că ne-a dat un paracol, ci de un intelectual redus ca să folosesc altele. Nici Napoleon, nici Cezar, nici Stalin n-au avut o inteligență de limită. Poporul nostru de extraordinar însoțit al umorului la care a dat o exactitate. Ceaușescu e genial. La 4 ani vorbea ca acum. Dumnezeu trebuie tratat de un psihiatru, ajuns să se creadă un Ceaușescu. Referindu-se la programul mărit de acesta și continuat de romanii săi, aș vrea să spun punctele pe care le urmărim. Punctul 1. Unul din principalele obiective ale conducătorului iubit era dărâmarea micului Paris, distrugerea farmecului lui considerat burghez și transformarea într-o capitală după modelul casei poporului și a bulevardului Archerete, adică masive, greoaie și mai ales fără personalitate, la fel ca atâtea orașe de țară. În primul rând, momentele istorice generoase. Istoria trebuie să înceapă cu anul 0 al lumii marelui conducător. Chiar nu se știe, când este Mărățirea Mărăiești, spântabile sau spântabilor pomenesc, nu erau numai niște simple ziduri. Ele erau îngropate ca în zidul Mărățirii Curtea de Ape, sufletul de bea cu rauneamul nostru. Acest suflet se urmărea a fi în primul rând Iisus. Capitala urma să fie transformată într-o mulțime de blocuri uniforme, cerușii, unde apri cu friți urmăriți. Cu câtă bucurie a fi transformată undeva cu ani mai întâlnesc, codroceni și alte, într-o locul undeva de ceva. Dumnezeu nu i-a măgătuit. Și acel mare teche Fares, în 1989, i-a pus capul României. Atunci credeam, dar când nu credeam atunci, că Bucur este salvat. M-am înșelat. Datorită acestei primelii, s-a ieșit Uniunea Salvată Bucureștiului, dacă se mai poate. Dintr-o zonă de suflete nebroasă au apărut noi întreprinzători, uniți dezvoltatori, care, cu argumente solide, determină apariția unor orași străini, în care blocuri uriașe acoperă clădiri istorice, dispitează spații verzi și distrug tot ce au mai rămas din victul vechi Paris. Exemplu caracteristic clădirea uriașă de Catedralul Sfântul Iosif sau Biserica Armenească. La asta se adaugă și patriotismul noilor împroprietăriți, care face clădirile recuperate, unele adevărate bijuterii arhitectonice și istorice, să se ruineze pentru a vinde terenul noilor întreprinzători. Nimeni nu realizează că o casă poartă în ea sufletul, viața atâtor generații care au locuit-o de cursul secolului. Ea, casa în care locuim, nu este un ceva, ci un cineva. Din păcate, Bucureștiul a ajuns un an neiubit, iar România o țară neiubită. Ceea ce se poate fi consumit. Urmașii i-au depășit așteptările. Punctul 2. Conducătorul genial, deși avea aceeași origine, ura țăranul de altă dată. Pentru sufletul lui aristocrat, pentru târțenia lui, curajul, independența și nu în ultimul rând credința. Toate aceste calități trebuiau demolate, șterse, iar locuitorii înghesuiți în blocuri, la fel ca și cei din orașe, ștergându-se în orașe, în acest fel, diferența dintre sat și orașe. Ca și la primul punct, însă, o mână nevăzută a scris ajunge. Numai că actualul urmaș, excelarea din trecut, modificați genetici, au început prin schimbarea numelui de la Serat, la fermieri. Ca urmare, noi noștri fermieri arată roadele transformării. În primul rând, există o detașare față de pământul rezolvândit, pentru care altădată se făceau închisoare sau chiar crime. Acum acesta e lăsat nelucrat, cu roadă, sau vândând celor care dădeau cei mai mulți bani. Nu mai există la noi, oameni, niciun sentiment față de natură. Codul, altădată, frate cu românul, este iar cu sărbăticie pentru bani. Iar cei mai mulți, plecați în Occident, odată întorși ei, sau numai oamenii lor, au desconsiderat casele modeste ale moșilor și sărmoșilor, vechi ale identității istoriei noastre. Dărâmate cu aceeași cruzime ca și pădurile, și a ridicat în locul lor adevărat de buncăre antiatomice, care aveau un singur scop, să fie mult mai mari decât la vecinului. În felul acesta s-a terminat cu milionatele post-maroveșene, sau cu splendidele case de județul turcean. Nostalul și ele pot găsi la Muzeul Satului. În alte țări, vechile acestea sunt păzite cu cea mai mare strictețe. La noi, parcă ar fi rămas în etern vocea conducătorului mici. Târvați tot, în urmă nicio urmă mai stat proporție. istoria trecut cu mine, voi să o continuați. Lucrul pe care îl facem. O nouă psihologie a pus stăpânire pe noi. După 45 de ani de comunism, distruge chica mai rămas din rădăcinile noastre. Tindem să ajungem ca niște copii de orfelinat, fără mamă, fără tată, fără trecut. Nu avem nici în puțin asistent maternal. Cum să nu fie un motiv de satisfacție al genului carpatin? Se aude și de acolo lângă gală. Bravo, Fares! Știa că nu mă vedeți la lege. Punctul 3. Este de fapt cel mai important și constă în demolarea religiei și a credinței. Dărâmarea bisericilor nu a reprezentat decât aspectul exterior. Scopul real era pustirea sufletului, transformarea noastră în niște roboți și manipulabili și psihopatați. Așa s-a ajuns în prezent la concluzia prinsă că poporul român născut creștin a trebuit recreștinat. Acum, cu rase oase de credință reală, formală, tineretul cu toate orele de religie de școli, este mai ateu ca cei din 1989, care strigau, vom muri de copii liberi și cu noi este Dumnezeu. Astăzi, am ajuns să clamăm, vrem spitale, nu biserici. În comunism, religia era combătută cu așa zise argumente și zice. În epoca post-comunistă, trecute la caricatură, obscenitate, la banjocură. Dacă n-ar fi caricatură, cât este evangeliștii a doamnei Munciu, primiată de Unite. Și în acest punct al programului său și-au crescut poate doar greșit. Și aici au depășit așteptările. Profesorul Iurescu spunea într-o emisiune că dispariția unui neam este determinată de atacul asupra limbii, istoriei și credinței. Tot el sublinea că la noi se lucrează intens în acest scop și că nimic nu este întâmplător. Suntem un neam teofor, spunea tatăl meu preotul Borisă Dureanu, și avem o misiune în istorie. De aici constituția dușmanilor noștri intern și extern. Nu am argumente concrete și științifice pentru a demonstra cazul nostru acea vorbă în închisoare. Atunci când ești mai disperat, scăparea e aproape. Poate că n-am ajuns în marginea disperării. Poate că trebuie să se întâmple ceva care să ne deștepte din somnul său de moarte. Poate că pe dreptele mirilor de mafie nu poți înclina balanța cu tablerul la șipteții indiferențe, incluzivile care a dat o vadă în trecut. Și totuși, sub această lespede a repăsării, la momentul hotărât de sus, sunt absolut sigură că vom avea.